materialul pe care vreau să-l prezint este un studiu pe care l-am finalizat, Luther despre libertate. În anul 1520, Luther a scris câteva lucrări esențiale pentru începuturile reformei protestante. Între acestea este și lucrarea despre libertatea creștinului, publicată în luna noiembrie 1520. Acest material este un studiu despre felul în care Luther a înțeles, încă de la începutul reformei, adevărata libertate. Teza pe care o argumentez în acest material este că Luther a înțeles libertatea în termeni paradoxali. Pe de o parte, un creștin experimentează libertatea în termeni deplini, creștinul fiind domn liber. Iar pe de altă parte, creștinul este supus tuturor. Acest paradox al domnului slugă este tipalul pe care Luther construiește înțelegerea pe care o are cu privire la libertate. Luther explică acest fapt în termeni antropologici și soteriologici. Pentru Luther, creștinul are două naturi, una spirituală și una trupească. Iar mântuirea operează la aceste două nivele. La nivelul sufletului, credința este elementul decisiv care aduce creștinului libertate. Iar la nivelul trupului, acesta practică ascultarea care derivă din credință. Pentru Luther, libertatea este în mod esențial spirituală, adică este o libertate a inimii. Desfășurarea argumentului meu se va focaliza asupra acestui paradox al domnului slugă, care este creștinul în ce privește libertatea. Astfel voi explora mai întâi aspectul de domn liber al creștinului, iar apoi cel de sluga tuturor. Iar la urmă voi oferi o contextualizare contemporană a tezei din acest material. Voi urma structura generală a lucrării lui Luther, care explorează mai întâi rolul și puterea credinței în viața creștinului, iar apoi explorează ascultarea și trăirea în dragoste față de semn. Cu alte cuvinte, mai întâi Luther studiază ce se întâmplă înăuntru omului, la nivelul inimii sale, iar apoi în exterior, la nivelul lucrărilor sale. Creștinul ca și domn liber. În această secțiune argumentez că pentru Luther, în lucrarea lui despre libertatea creștinului, sensul expresiei domn liber este în întregime spiritual. De aceea libertatea adevărată nu poate fi experimentată decât de aceia care cred în Cuvântul lui Hristos și astfel ajung una cu El. Ceea ce are Hristos le este dat și celor care cred în El și astfel ajung domni liberi. Pentru Luther, libertatea creștinului este câștigată de Hristos și dăruită apoi pe baza credinței. Iar această libertate este experimentată diferențiat la nivelul interior, spiritual al omului, și apoi la nivelul exterior, trupesc al omului. În ce privește nivelul interior, spiritual al omului, și experimentarea libertății pe baza credinței, Luther își construiește argumentul în felul următor. Creștinul este un domn liber la nivelul omului lăuntric, pentru că sufletul său s-a lipit de cuvântul lui Dumnezeu. În mod concret, acest cuvânt al lui Dumnezeu este identificat în termenii predicării lui Iisus Hristos. Predicare pe care o găsim în Evangheliile din Noul Testament. Eliberarea poate avea loc, potrivit lui Luther, doar prin ceea ce poate ajunge până la sufletul omului. Nimic din afară nu poate face lucrul acesta. Doar credința omului în acest cuvânt al lui Dumnezeu aduce libertate și iertarea păcatelor. Așa ajunge omul să fie liber de tot ce este trecător. Când un om are acest cuvânt, nu mai are nevoie de nimic altceva. Astfel, orice creștin are răspunderea de a-și întări constant această credință. Aceasta este singura lucrare și faptă dreaptă a creștinului. Acest caracter unic și eficace al credinței trebuie să fie explicat mai clar de către Luther, pentru că în Scripturi, Dumnezeu dă poporului său atâtea legi și porunci cu privire la ceea ce trebuie să facă oamenii. De ce a dat Dumnezeu atâtea legi când eliberarea și iertarea au loc doar pe baza credinței? Răspunsul dat de Luther la această întrebare
arată cum a înțeles el natura Scripturii încă de la începutul Reformei. Pentru Luther, Scriptura se împarte în două feluri de cuvinte, porunci și promisiuni. Poruncile lui Dumnezeu ne îndrumă spre ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Ne arată neputința în a face binele și ne ajută să căutăm ajutorul în altă parte. Promisiunile lui Dumnezeu dau ceea ce cer legile lui Dumnezeu. Dumnezeu promite că îndeplinirea poruncilor sale are loc atunci când omul crede în Hristos. Prin credința în Hristos, omul are parte de îndurare, pace, dreptate și libertate. La acest punct în argumentul său, Luther aduce în atenție un aspect esențial care nu trebuie nici de cum omis. Credința omului în cuvântul lui Dumnezeu face ca sufletul său să fie drept. Iar toate virtuțile cuvântului vor deveni proprii sufletului. Credința aduce în sufletul omului trăsăturile obiectului ei. Această credință în cuvântul lui Dumnezeu îi dă dreptate omului și îl face drept. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, drept, sfânt, iar pentru că acest cuvânt este predicarea lui Iisus Hristos în Evanghelie, credința în cuvântul lui Dumnezeu este credința în cuvântul lui Hristos. Iar această credință în cuvântul lui Hristos duce la unirea cu Hristos. Prin credința omului în cuvântul lui Hristos, sufletul se unește cu Hristos. Când Dumnezeu vede acest tip de credință și dedicare în viața omului, Dumnezeu cinstește pe un așa om și îl socotește evlavios și drept. Și chiar și este evlavios și drept. Această unire a sufletului cu Hristos este explicată de Luther în termenii unei căsătorii. Din unirea celor doi, cei doi devin una. În termeni concreți, Hristos ca și Dumnezeul om, evlavios, care n-a păcătuit niciodată, ia asupra lui păcatele sufletului celui care crede în el. Hristos nu doar că ia asupra lui păcatele celui care crede în el, dar pentru că el este întâiul născut, el împarte ce are cu cei ce sunt ai lui. În felul acesta arată Luther cum poate ajunge creștinul un domn liber, pentru că primește de la Hristos, prin credință, această înălțare. Astfel, creștinul spiritual devine domn. Această afirmație este esențială în ce privește formula creștinul este domn liber. Acest lucru este adevărat în sens spiritual, prin credință, ca urmare a unirii cu Hristos. Luther încheie primul aspect al paradoxului libertății creștinului, domn liber, vorbind despre cât de importantă este predicarea creștină. Doar dacă Hristos este predicat în așa fel încât oamenii să audă de ce a venit Hristos, cum să beneficieze de venirea Lui, ce le-a adus, aceștia vor putea crede cu adevărat în El și vor ajunge una cu El. Astfel, accesul celor mai mulți la Hristos este prin predicarea bisericii. Libertatea poate fi experimentată doar dacă această predicare corespunde evangheliilor și astfel oamenii să poată auzi despre Hristos. Așadar, pentru Luther, creștinul este domn liber, în sensul că ajunge să aibă parte de ceea ce a câștigat Hristos pentru mântuirea oamenilor. Creștinul are parte de o înălțare pe care o experimentează ca domnie liberă, mai presus de orice libertate. Credința în cuvântul lui Hristos duce la unirea cu Hristos, iar această unire aduce în viața creștinului darurile lui Hristos, care sunt trăsăturile sale esențiale, dreptatea, evlavia, sfințenia, libertatea. Creștinul ca slugă ascultătoare. Al doilea element al paradoxului libertății la Luther este creștinul ca slugă ascultătoare. Termenii cheie în acest paradox sunt într-un contrast desăvârșit. Domn, slugă, liber, ascultător. Cu alte cuvinte, acest paradox poate fi exprimat în următorul fel. Domnul liber nu are nevoie să facă nimic. Iar sluga trebuie să facă totul. În această secțiune voi argumenta că lucrările creștinului în înțelegerea lui Luther au rolul de a-i păzi trupul. Aceste lucrări sunt făcute de bunăvoie. Caracterul de slugă ascultătoare al creștinului trebuie înțeles în termeni voluntari, liber. Luther combină câteva lucruri importante în explicarea rolului ascultării în viața creștinului liber.
Creștinul trebuie să fie harnic și astfel, în exterior să se vadă ceea ce este în interior. Omul lăuntric al credinței stăpânește pe omul exterior al lucrărilor. Ascultarea se învață, disciplina se formează. În mod concret este vorba de învățarea cu postul, cu veghea, cu munca și strunirea cu măsură. Având în vedere accentul radical pe importanța credinței, în contrast cu orice lucru exterior, este surprinzător faptul că Luther accentuează acum învățarea acestor practici. Astfel se vede din nou caracterul paradoxal al tiparului de lucru al lui Luther în ce privește libertatea creștinului. Totuși, Luther este atent și clarifică faptul că aceste lucrări nu se fac în speranța că vor face pe om pios înaintea lui Dumnezeu. Luther înțelege rolul lucrărilor în termenii strunirii trupului. Așa va reuși creștinul, la nivelul trupului, să gonească poftele. În ce îl privește pe Dumnezeu și raportarea acestuia la lucrările creștinului, Luther spune că aceste lucrări vor fi plăcute lui Dumnezeu dacă ele sunt făcute din dragoste nesimită și pe degeaba. Dragostea liberă trebuie să fie sursa lucrărilor în viața creștinului pentru ca acestea să fie plăcute lui Dumnezeu. Iar creștinul nu așteaptă nimic înapoi de la nimeni pentru că este o slugă ascultătoare și lucrează. Dragostea liberă și caracterul gratuit al lucrărilor creștinului arată cât de clare trebuie să fie motivațiile acestuia în cadrul slujirii sale. Când creștinul lucrează, nu o face pentru că îl obligă cineva sau pentru că așteaptă să fie plătit de cineva pentru ceea ce a făcut. Iar lucrările sale nu-i modifică statutul înaintea lui Dumnezeu. Aceste observații arată cât de adânc merge Luther în explicarea rolurilor și rezultatelor lucrărilor în viața creștinului. De fiecare dată, perspectiva majoră rămâne cea a libertății, atât față de el însuși, cât și a lui Dumnezeu față de el. Luther ilustrează aceste lucruri legate de rolul și rezultatele lucrărilor în viața creștinului liber, făcând trimitere la lucrări în viața lui Adam și Eva, pe când era un paradis. Luther spune că credința îl reașează pe creștin în paradis și acolo, ca și Adam și Eva odinioară, trebuie să lucreze. Munca în paradis nu este pentru a-l face pe creștin cucernic, ci pentru a-i păzi trupul și pentru a-i fi plăcut lui Dumnezeu. Aceste lucrări trebuie făcute de bunăvoie. La acest punct în argument, Luther clarifică un contrast necesar legat de posibilitatea lucrărilor bune în viața oamenilor. Luther spune pe de o parte că lucrările bune nu-l fac pe om bun, iar pe de altă parte, doar omul bun face lucrări bune. Și opusul este adevărat. Lucrările rele nu-l fac pe om rău, și doar omul rău face lucrări rele. Luther spune că așa stau lucrurile, pentru că, așa cum am argumentat mai înainte, doar credința poate atinge sufletul omului și să aducă schimbarea omului. Lucrările bune sau rele nu au vreun efect asupra sufletului omului. Credința sau necredința sunt adevăratele surse ale lucrărilor din viața omului. Credința duce la lucrări bune, iar necredința la lucrări rele. Dacă cineva vrea să facă lucrări bune, nu trebuie să fie preocupat de acestea ca atare, ci de persoana sa. Prin aceasta, Luther se deosebește clar de Aristotel și influența sa din cadrul bisericii medievale. Formarea virtuților, prin practicarea faptelor bune, este ecoul împotriva căruia Luther argumentează aici. El nu dă un citat sau un autor, ci face trimitere mereu la acest fel de a înțelege legătura dintre lucrări și schimbarea omului. Credința schimbă sufletul omului și apoi lucrările lui vor fi bune. Inversul nu este adevărat. Lucrările bune nu schimbă sufletul omului. Totuși, Luther admite la acest punct în argument următorul scenariu. Când oamenii văd lucrările altor oameni, aceste lucrări îi fac pe alții evlavioși sau răi în ochii oamenilor. Lucrurile stau așa pentru că oamenii judecă după ceea ce văd. Potrivit lui Luther, acestea sunt doar niște păreri și doar pentru vedere. De aceea Luther cere ca în predicarea bisericii să fie prezente amândouă cuvintele lui Dumnezeu. Și legile și credința.
Când sunt predicate legile, omul își vede păcatele. Iar când este învățată credința, omul își dă seama că fără ea, căința și legile se întâmplă degeaba. Așa se așează în viețile oamenilor lucrările de care au nevoie. Nevoia de schimbare arătată de legile lui Dumnezeu și soluția la această nevoie, credința în cuvântul și promisiunile lui Dumnezeu. Creștinul își trăiește viața în mijlocul oamenilor, iar lucrările pe care el le face, le face față de ceilalți oameni. Tot ce face creștinul trebuie să facă în folosul celorlalți. Adevărata viață creștinească slujește pe aproapele din dragoste liberă. Credința aduce libertate, iar dragostea o practică. În acest fel ajunge să fie exprimată înțelegerea paradoxală a libertății la Luther. Omul al cărui suflet este eliberat de păcatele sale prin credință, ajunge să slujească liber, din dragoste, pe toți, pentru folosul lor. De aceea, prioritatea creștinului, potrivit lui Luther, trebuie să fie în domeniul recunoștinței pentru credința sa. Datorită credinței, creștinul are tot ce are Hristos și Dumnezeu și astfel este liber de tot. Creștinul liber se face de bună voie slugă. El este o slugă care ajută liber pe aproapele său, așa cum Dumnezeu prin Hristos l-a ajutat pe el. Creștinul nu așteaptă nimic de la nimeni pentru slujirea sa. Ceea ce îl interesează pe el este doar să fie pe plac lui Dumnezeu. Luther înțelege legătura dintre credință și dragoste în viața creștinului liber în felul următor. Din credință curge dragostea și desfășurarea întru Dumnezeu, iar din dragoste se iscă o viață liberă și fericită pentru a sluji fără plată pe aproapele său. Această afirmație de la finalul tratatului său arată că Luther înțelege libertatea ca fiind bazată pe credință și dragoste. Libertatea pentru Luther are atât o dimensiune lăuntrică, cât și una exterioară. Libertatea este experimentată la nivelul sufletului și la nivelul lucrărilor. Credința și dragostea fac acest lucru posibil. Luther aplică această înțelegere a libertății creștinului și în ce privește raportarea acestea la puterea lumească. Creștinul nu devine cucernic prin ascultarea sa de puterea lumească, ci el îi slujește pe toți, liber. Creștinul liber ascultă de ceea ce este poruncit, nu pentru că prin această ascultare el devine cucernic sau se mântuiește, ci pentru că este domn peste voința sa. În această lucrare, Luther nu discută situația în care puterea lumească sau bisericească ar cere creștinului lucruri împotriva credinței lui. Este cunoscut răspunsul pe care Luther îl dă în astfel de situații. Mai întâi este nevoie de o evaluare a acelei credințe. Dacă credința aceea este dovedită pe baza Scripturii, că ea este adevărată, creștinul nu trebuie să asculte de puterea lumească sau bisericească. Astfel, în al doilea rând, creștinul nu trebuie să acționeze împotriva conștiinței sale. Adevărul credinței și importanța conștiinței sunt criteriile pentru exercitarea libertății și ascultării față de puterea lumească și bisericească. Mai târziu, când însuși Luther va gira persecuția și condamnarea la moarte a anabaptiștilor, el o va motiva pe baza ereziei acestora. La Luther și la Melanchthon încă nu avem conceptul de toleranță religioasă față de erezie, între ghilimele, și libertatea de conștiință. Ulterior va fi acceptat dictonul cui e regiunea, a lui e religia. Încă nu avem o separare a bisericii, statului și libertății de conștiință, dar avem un progres care subliniază că adevărul credinței este stabilit pe baza Scripturilor, iar omul trebuie să acționeze în dragoste, cu conștiința liberă, pe baza acestui adevăr descoperit în Scripturi. Astfel, în această secțiune am argumentat că cel care crede și ascultă integrează în lucrările sale libertatea sufletului adusă de credința în cuvântul lui Hristos. Creștinul este harnic, lucrează de bunăvoie, își trunește trupul și își slujește aproapele printr-o dragoste liberă. Paradoxul libertății este cuprinzător. Dragostea curge din credință, iar din dragoste se iscă viața liberă. Și sufletul și lucrările au parte de libertate. Această libertate este experimentată și practicată atât domniind peste toate, cât și slujind tuturor. Interpretare și relevanță.
Așa cum am arătat încă de la început. Teza pe care pentru care argumentez în această lucrare este că Luther operează cu înțelegere paradoxală a libertății. Pentru el, libertatea are două aspecte care se întâmplă simultan. Lăuntric și exterior, la nivelul sufletului și al lucrărilor. Acestea sunt întotdeauna împreună, iar a doua este posibilă datorită primeia. Doar dacă omul crede cuvântul lui Hristos, în sufletul lui are loc eliberarea, iar apoi lucrările pe care le face sunt lucrări ale dragostei libere. Interpretul contemporan poate sublinia că libertatea este relațională, este un dar, și că are în ea însăși un imperativ etic față de aproapele. Dar aceste aspecte nu subliniază îndeajuns tensiunea și paradoxul din argumentul lui Luther. Domnul liber și sluga ascultătoare sunt concepte bogate care pot fi contextualizate în fiecare perioadă a istoriei. În continuare voi argumenta că un mod cuprinzător în care înțelegerea libertății de către Luther poate fi relevant azi este prin focalizarea asupra complexităților care derivă din varietatea de antropologii și raportări interumane contemporane. Noi azi, în Europa și în apus, am renunțat de mult la a înțelege omul în termeni duali, suflet, trup, și nu mai avem o deschidere înspre celălalt în termenii unei slujiri bazate pe bunăvoință și lipsă de interes. Astăzi, omul este înțeles în tipare freudiene, care identifică miezul identității sale în termen sexual. Iar structura sufletului nu mai este cea clasic antică, intelect, dorințe, simțuri, ci cea a lui id, ego și superego. Iar în ce privește raportarea unii la alții, avem tipare croite pe ideologia acțiunii afirmative, în care minoritățile de orice fel și privilegiile care decurg din acest lucru dau aproape exclusiv termenii în care oamenii se pot raporta unii la alții. În acest context contemporan, putem învăța ceva de la Luther în ce privește libertatea? Răspunsul este da. Și îl construiesc în termeni paradoxali după cum urmează. Mai întâi, omul de azi, ca odinioară oamenii din Evanghelie, spune că n-a fost niciodată robul nimănui. Omul de azi consideră că se naște liber. De aceea, orice argument despre libertate potrivit cu omul contemporan nu poate avea o componentă inițială a dezrobirii. Față de acest refuz, îi cer omului de azi să privească la lumea din jurul lui și să vadă exploatarea celor săraci, traficul de ființe umane, conflictele între popoare și rata criminalității în marele metropole ale civilizației umane din lumea de astăzi. Acestea trebuie să fie semnale de alarmă puternice în a-l ajuta pe om să scoată capul din nisip și să accepte o definire a realității în termenii binelui și răului, iubirii și urii, nedreptății și dreptății, a vieții și morții. Fără aceste diferențieri clare, omul de azi nu ajunge nicăieri, ci se înnămolește într-o fragmentare permanentă bazată pe faptul că propriul său eu este singura lui busolă. O lume fără bine și rău, fără egalitate, demnitate, toleranță, capital, grijă pentru viață, este o lume utopică și toxică. Libertatea nu este un fapt lăuntric pe care să-l poți experimenta în detrimentul altora prin îngrădiri bazate pe construcții identitare de orice fel. Libertatea omului înțeleasă în termeni creștini are la bază o eliberare față de orice fel de robii, atât față de sine însuși, cât și față de alții. Doar o raportare care arată o înțelegere a omului în termenii demnității, egalității și valorii acestuia, indiferent de culoare, etnie, credință, sex, etc., poate constitui un context bun pentru experimentarea libertății. Dacă această eliberare lăuntrică nu are loc, orice îngrădiri social-culturale nu fac altceva decât alimentează tensiuni și respingere în numele unei toleranțe intolerante. Libertatea de conștiință poate fi practicată doar dacă există această dezrobire lăuntrică față de orice tip de robie. Pentru un creștin, dezrobirea este posibilă prin credință în tot ce a făcut și este Iisus Hristos, pentru mântuirea omenirii. Robiile păcatului și morții pot fi învinse doar cu ajutorul celuia care le-a învins. De aceea, mesajul Evangheliei este un mesaj al libertății, al răscumpărării.
este lipsit de viitor și de dezvoltare orice formă de subiectivism etic, în care nimic nu este bun sau rău, în care nimeni nu are dreptate sau greșește. Dacă omul continuă să se ghideze în ce privește binele și răul doar pe baza a ceea ce simte el la un anumit moment, omul navighează fără direcție și a pierdut finalitatea și nu ajunge pe el. Această libertate lăuntrică se exprimă faptic prin lucrarea de dragoste liberă. Dragostea liberă nu înseamnă niciodată impunerea a ceva asupra altcuiva. Dialogul, dezbaterea deschisă, sunt modalități de slujire a aproapelui prin care ne cunoaștem unii pe alții și trăim, respectându-ne reciproc. Diferite înțelegeri de sine nu pot duce la impunere artificiale a acestora asupra altora. Din partea Evangheliei creștine, caracterul rațional și relațional sunt elemente suficiente pentru a putea explora umanitatea noastră. Aceste două componente, rațiunea și caracterul relațional, au fost de secole conceptele, componentele esențiale ale înțelegerii faptului de a fi creat după chipul lui Dumnezeu. Așa înțeleg creștinii pe om. Și acest fapt îi dă valoare și egalitate cu orice alt om. De aceea aproapele, oricare ar fi el, este slujit și este iubit. Aceasta este misiunea creștinilor între oameni. Așadar, creștinul rămâne în același timp un domn liber și o slugă ascultătoare față de toți oamenii. Libertatea prin credință experimentată la nivelul lăuntric este exprimată prin dragoste la nivelul lucrărilor între oameni. Pentru că un creștin este liber prin credință, el poate sluji liber pe ceilalți. Creștinul practică binele pentru că este liberat prin credință pentru o dragoste liberă față de toți oamenii.